Citim două versete din Psalmul 53. Psalmul 53, pentru început, citim două versete. Versetul 1 și 2, care spun așa: nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, au săvârșit fără de legi urâte. Nu este niciunul care să facă binele. Versetul 2. Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu. Amin, amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, aș dori să aduc a doua parte din mesajul pe care l-am început câteva săptămâni în urmă, mesaj pe care l-am intitulat Încotro aleargă lumea, încotro alergăm noi. Și primul mesaj am vorbit despre absolutizarea plăcerilor și am arătat cum lumea a făcut din plăceri Dumnezeu. Și oamenii în zilele noastre se închină la plăceri și la păcat și s-au lepădat de Dumnezeul cel adevărat. În seara aceasta, în a doua parte și cu altă ocazie, a treia parte, dar în seara aceasta, în a doua parte, al doilea jalon, am folosit aceste puncte ca niște jaloane, ca niște markers, ca niște semne care arată, ca niște indicii care dovedește direcția în care merge lumea. De exemplu, săptămâna trecută m-am întors din Texas. Pe marginea drumului, din loc în loc, apărea Phoenix 300 de mile, Phoenix 200 de mile, Phoenix din când în când apărea pe freeway. Dacă mi-ar fi apărut Miami 790 de mile, ce trebuia să fac? Să mă întorc înapoi. Deci, semnele, indicatoarele, jaloanele pe drum îi arată omului direcția. În felul ăsta se poate verifica. Primul jalon ăsta, absolutizarea plăcerilor. Ce înseamnă asta? Direcția e bună? Direcția este înspre Dumnezeu sau înspre iad? Se vorbea dimineață despre cele două drumuri. Nu sunt numai două drumuri, numai două direcții, numai două locuri eterne. Rai și iad. Dumnezeu și diavolul. Ce ne arată absolutizarea plăcerilor e faptul că lumea e îndreptată înspre rău, înspre păcat. Al doilea jalon care arată același lucru, și ăsta e un semnal de alarmă, observăm anularea pietrelor care stau la temelia societății și a bisericii. În zilele noastre asta vedem. Privim în stânga și în dreapta și observăm cum noțiunea de Dumnezeu, de Dumnezeu adevărat, este eliminată. Dumnezeu trebuie să fie cunoscut de poporul lui pentru ca să poată să-i slujească. Dumnezeu s-a descoperit poporului lui ca să fie cunoscut, pentru că acest popor să-l urmeze. În momentul în care Dumnezeu nu mai este cunoscut ca Dumnezeu, poporul rătăcește și o ia razna. Iosua 24:31, ascultați ce spune cuvântul. Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoșteau tot ce făcuse Domnul pentru Israel. Judecători 2:10. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Când este călcat în picioare cuvântul lui Dumnezeu, legea morală a lui Dumnezeu, când oamenii nu-L mai cunosc pe Dumnezeu sau nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu.
Și de obicei lucrul acesta se întâmplă într-o generație. O generație este suficientă ca să se piardă credința, să se piardă valorile, să se piardă libertatea. Se poate pierde libertatea în lume, se poate pierde libertatea în America. Într-o generație, nu-i nevoie de mai mult de o generație ca să se piardă ceva de valoare. Iată, în repetate rânduri, poporul lui Israel, într-o generație, l-a pierdut pe Dumnezeu. Pentru că n-au fost interesați să-L cunoască, n-au fost flămânzi după Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeu este pus deoparte, poporul rătăcește. Asta vedem în zilele noastre, în lumea în care trăim. Scriptura este ridicularizată. Unde se mai vorbește, în afară de amvon, despre Biblie, despre Sfânta Scriptură ca și cuvânt care are autoritate? Frați și surori, iubiți tineri, încă 50 de ani în urmă, 60 de ani în urmă, poate chiar 40 de ani în urmă, și oamenii fără Dumnezeu aveau o atitudine de reverență. Și la televizor, dacă te uitai, sau chiar în filme și în alte lucruri care nu l-aveau în centru pe Dumnezeu, oamenii aveau un fel de rușine, un fel de frică, un fel de teamă, un fel de respect față de Scriptură. Lucrul acesta s-a pierdut în zilele noastre. Batjocoresc Scripturile, râd de Scriptură. Scriptura nu mai e relevantă pentru el. Dacă începe cineva să vorbească din Biblie, lasă-mă cu asta. Ei consideră că știința e în contradicție cu Scriptura. Adevărata știință n-a fost niciodată în contradicție cu Scriptura. Sunt dovezi de-a lungul istoriei în care știința a fost împotriva Scripturii și până la urmă știința s-a corectat și a dovedit că Scriptura are dreptate. Interesant că Scriptura e aceeași de mii de ani. Cuvântul lui Dumnezeu este același, este ca o stâncă. Cuvântul lui Dumnezeu nu dispare, nu-i diluat, nu se șterge. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Hristos Domnul a zis, nici o iotă din acest cuvânt nu rămâne neîmplinit. Poate să treacă cerurile și pământul, cuvântul rămâne. Dar putem spune lucrul ăsta despre știință? Nu. Că știința se schimbă, fraților. În fiecare săptămână citim articole care contrazic ceva ce știința a spus câțiva ani în urmă. Cine știe ce va fi anul viitor? Ce o să descopere știința împotriva ceea ce a fost în urmă cu 20 de ani? Dar uitați-vă numai la cei care vor să slăbească. Uitați-vă, informează-te, citește. Un doctor spune așa, ăla zice știu altfel, celălalt spune știu altfel. În numele științei s-au făcut atâtea fără de legi, atâtea lucruri rele. Categorică și în numele Bibliei s-au făcut lucruri rele, că oamenii au deformat, au distorsionat. Dar suntem martori a unei vremi care calcă în picioare autoritatea cuvântului. Când calci în picioare autoritatea cuvântului, calci în picioare pe însuși Dumnezeu, că Dumnezeu între noi locuiește prin cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt. Și dacă neglijezi cuvântul, dacă calci în picioare cuvântul, renunți la Dumnezeu. Pentru că nu poți să-L separi pe Dumnezeu de cuvântul Lui. Că Dumnezeu se descoperă oamenilor prin cuvântul Lui. Sunt atacați oamenii lui Dumnezeu care predică adevărul mai mult ca oricând. Mai mult ca oricând. Oamenii lui Dumnezeu care predică adevărul sunt atacați, ridicularizați, batjocoriți, discreditați, pentru ca lumea să nu asculte la ei. Să asculte la cei care se înghesuie pe freeway-ul ăla cu
Frate Răzvan, cu câte linii? Cu 50 de linii, că se adaugă în fiecare an câteva linii, ca să mai încapă în fiecare an. Linii pe freeway-ul ăla. Acolo înghesuie oameni. Sunt atacați oamenii lui Dumnezeu ca să ducă, dacă se poate, cât mai mulți înspre iad. Sunt atacate bisericile conservatoare și sunt proslăvite bisericile liberale. Bisericile care acceptă păcatul, despre ele să scrie în platforme naționale și sunt lăudate și apreciate și scoase în evidență ca biserici progresiste, biserici care și-au deschis ochii, biserici care înțeleg vremea în care trăim, acelea sunt lăudate, bisericile care deschid porțile pentru păcat, bisericile care sunt conservatoare, bisericile care se țin de cuvântul scris, bisericile care vorbesc despre sfințenie și despre responsabilitatea omului să asculte de Dumnezeu, bisericile alea sunt atacate și ridicularizate. Este redefinit Dumnezeu și adevărul. Pentru că atunci când nu-L cunoști pe Dumnezeu, cum ai putea să-L definești? Cum ai putea să vorbești despre Dumnezeu dacă nu-L cunoști? Cum ai putea să definești adevărul dacă nu-L cunoști pe Cel ce este adevărul? Cum ai putea să ai orientare în lumea asta dacă renunți la singurul punct care e stabil în univers și acesta e Dumnezeu și Hristos, Fiul Lui, binecuvântat să fie numele Lui? Oamenii redefinesc. Acum se fac mai mulți Dumnezei egali pentru ca să poată fi desființat Dumnezeul cel adevărat. Nu credeți că asta e o tactică a diavolului? Auzi, Dumnezeul meu este cine este cel care cred eu că e Dumnezeul meu. Dumnezeul tău este ceea ce crezi tu că e Dumnezeul tău. Auzi, fiecare cu Dumnezeul lui. Diavolul e foarte happy, e foarte mulțumit când fiecare e cu Dumnezeul lui. Pentru că dacă fiecare om este cu Dumnezeul lui, niciunul nu-i cu Dumnezeul cel adevărat. Eu nu vreau să am Dumnezeul meu. Dumnezeul meu vreau să fie Dumnezeul cel adevărat. Și oamenii lui Dumnezeu să-L cunoască pe Dumnezeul cel adevărat. Noi suntem ai lui Dumnezeu și pe Dumnezeul de care aparținem pe acela trebuie să-L cunoaștem. Lumea preferă să fie fiecare cu Dumnezeul lui, fiecare să se închine în felul lui, fiecare să creadă ce vrea el și fiecare să fie fericit și să trăim toți în pace, fiecare cu mersul și cu drumul lui. Așa e desființată noțiunea și realitatea Dumnezeului cel adevărat. Familia e desființată, nu numai Dumnezeu. Familia e anulată. Familia o desfințează atunci când familia poate să fie orice. Băgați de seamă, ascultați cu atenție. Termenii, cuvintele, sunt folosite cu scopul de a descrie ceva și de a exclude orice altceva. Asta fac cuvintele. Noi din cauza asta avem capacitatea și abilitatea să comunicăm. Cuvintele definesc ceva și în același timp exclud orice altceva, că altfel nu ne-am putea înțelege. Dacă eu aș zice carte, dacă zic carte, carte poate să însemne Biblie sau orice altă carte, dar nu poate să însemne autobuz. Dacă te rog și îți spun, te rog, du-te în birou și adu-mi o carte. O să mă întreb, care carte? Știi că-i din cărți și atunci îți dau un alt termen și spun, Biblia aceea sau cartea aceea. Nu te duci în parcare să cauți autobuzul sau mașina
sau tractorul. Termenii sunt folosiți ca să descrie ceva. Când om aude, să știe la ce te referi. De asta putem noi comunica. De asta putem noi predica și dumneavoastră să înțelegeți ceea ce predicăm. Pentru că avem cuvinte și termeni care definesc ceva și exclud altceva. Familia definește ceva și exclude orice altceva. Acum, dacă familia include orice, dacă în termenul ăsta familie include orice, asta înseamnă că familia este nimic. E nimic. Nu mai știi la ce te referi când vorbești despre familie. Mai trebuie să adaugi un alt termen la cuvântul familie ca să știi la ce te referi. De exemplu, familie tradițională, termenul ăsta n-a fost nevoie să-l folosești. Cine a folosit termenul ăsta 50 de ani în urmă sau 100 de ani în urmă? Familie tradițională sau familie nucleară. Sau noi zicem familie normală, dar nu ne lasă să folosim termenul normală, că dacă spunem familie normală, asta înseamnă că celelalte familii sunt anormale. Și asta nu-i politically correct. Familie tradițională trebuie să spui ca să înțelegi că familia e formată din mamă și tată și copii. Spui familie tradițională sau familie nucleară sau familie patriarhală. Asta e, când aud feminiștii lucrul ăsta, transpiră, fac heart attack. Ce familie patriarhală, adică cum, tata, el să fie boss sau el să fie in charge sau el să fie șef? Nu, asta e blasfemie, nu se poate. Când familia poate să fie orice, asta înseamnă că nu mai este nimic. Termenul dragoste, la fel, e deformat complet. Pentru că dragoste poate să însemne orice. Și când poate să însemne orice, nu mai înseamnă nimic. Trebuie alt cuvânt ajutător ca să descrie ceea ce vrei să zici. Până acum, dacă ai spus femeie, ai știut la ce te referi. Dacă ai spus bărbat, ai știut la ce te referi. Cred că au fost primele cuvinte pe care le-am învățat la vârsta de un an de zile. Copilul de un an de zile deja știe. Când se uită mama și tata, el știe copilul. În mintea lui s-a dit clar, e foarte simplu. Nu trebuie să-i explici multe lucruri. E mama și tata, bărbat și femeie. Înțelegi? Foarte simplu. Acum, profesor la universitate are dificultăți în a defini femeia. I se pune întrebarea, definește totuși femeia. Lucrul ăsta e destul de complicat, că depinde. Depinde ce gândește fiecare despre femeie. Cine e femeie? Aceea care gândește că e femeie. Bine, dar aceea care gândește că e femeie, la ce gândește? Cum se definește? Ce înseamnă? Observați cum diavolul acum ia termeni esențiali și simpli care definesc viața și existența noastră. Îi preia, îi fac ferfeliță, îi strică, îi desfințează pentru ca să se distrugă ce este frumos, plăcut și bun. Geneza 1:26, Dumnezeu a zis să facem după chipul nostru și asemănarea noastră. Să facem. Și ce a făcut Dumnezeu? Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Asta a făcut Dumnezeu din țărâna pământului, la început. Așa a instituit Dumnezeu familia, prin creație și design. Familia nu poate să fie orice. N-are cum. Că dacă e orice, e nimic. Atenție mare! Unii poate o să vă gândiți că prea des vorbim despre astea. Nu-i prea des. În fiecare duminică. Știți de ce? Pentru că 24 de ore, 7 zile pe săptămână, diavolul este la ușă.
radio, televiziune, filme, social media, show-uri, spectacole, tot ce vrei și oriunde te duci în lumea asta, ești bombardat. Și vor să fii spălat pe creier că familia poate să fie orice și că Dumnezeu n-a stabilit așa de la început și că tu nu ești ceea ce te-ai născut, ceea ce a rânduit Dumnezeu, ci tu poți să fii ceea ce tu te gândești într-o zi că vrei să fii. Culmea culmilor, și știu că am mai spus cu câțiva ani în urmă, culmea culmilor, când un om peste 50 de ani, nu mai știu, 50 ceva de ani, în Canada a vrut să fie fetiță de 6 sau de 7 ani, să meargă în clasa a doua la școală ca și fetiță. Un bărbat de aproape 60 de ani. Și i-au dat voie, fraților. Și s-au îmbrăcat în rochiță pink, roză, și bluziță roză, și și-o lua cartea și-o merg la școală cu copiii din clasa a doua. Au zis că trebuie să acomodăm oamenii care se identifică în felul ăsta. Se identifică în fetiță de 7 ani, în clasa a doua la școală, bărbat de 50 ceva de ani. Și toată lumea se uită și zice, trebuie să acomodăm, trebuie să fim sensibili la chestiile astea. Adică trebuie să fim toți nebuni. Trebuie să ne pierdem toți mințile. Trebuie să aruncăm Biblia la gunoi, cărțile de istorie la gunoi, cărțile de știință la gunoi, biologia la gunoi, anatomia la gunoi, trebuie să aruncăm totul la gunoi. Pentru că un om și-a pierdut mințile și tot să mergem după el. În loc să se ridice toată lumea, să-l ia de mână, să-l ducă la spital, să-l trateze, te învățăm dacă nu știi, te ajutăm dacă nu poți și dacă nu vrei, te obligăm. Foarte simplu. Și dacă ai libertatea să fii nebun, ai libertatea să fii fără minte, dar te ajutăm și în condițiile alea, cu dragoste, cu respect, dar nu nebunim toți. N-avem voie să renunțăm la Dumnezeu și la ce ai scris, pentru că lumea o ia razna. De când e diavolul pe pământ, tulbură mintea și corupe mintea omului, din toate punctele de vedere. Și o luptă 7 zile pe săptămână, 24 de ore. Copiii noștri, tinerii noștri sunt asaltați. Oriunde te duci. Călătoresc cu avionul de la Bujumbura la... unde mergem? În Bruxelles. Întotdeauna, îmi vine să vomit. Întotdeauna când apare safety rules la decolare avionului, îți are un video scurt. Cândva erau normale, venea cineva și spunea, sau era un desen animat. Nu, acum îs două, o formație acolo, o luat tocmai în care un bărbat e o femeie, un bărbat și unul nu știe ce îi, încă se mai gândește să vadă ce o să fie. Și una care e femeie și nu știe ce e acolo. Și ăștia cântă și țipă și urlă și fac glume ca să fie atent la ce e acolo. Întotdeauna când se pornește video-ul ăla, aproape că te obligă, da? Îmi găsesc ceva de lucru, îmi vine să vomit. Dar asta vezi peste tot, are loc o spălare de creier a generației care vine după noi. Ca să schimbe ceea ce a instituit Dumnezeu. Eliminarea lui Dumnezeu, eliminarea familiei. Dumnezeu a fost la temelia acestei țări, fraților. Să nu credeți că din greșeală s-a pus pe dolar. Ce s-a pus pe dolar? Fiecare dolar, ce s-a pus? In God we trust. În Dumnezeu avem încredere. Nu ne bazăm pe noi, ne bazăm pe Dumnezeu. Scrierile inițiale, declarația de independență, Constituția țării, The Bill of Rights, îl recunosc pe Dumnezeu. La temelia acestei țări a fost Dumnezeu. Am vrea să rămână. Tare m-aș bucura să fie dus înapoi, Dumnezeu să fie pus la loc de cinste, nu păcatul să fie pus la loc de cinste, Dumnezeu să fie pus la loc de cinste în țara asta. Familia a fost protejată, apărată, încurajată, așa cum am vrea să facem și noi. Acuzăm și condamnăm orice fel de abuz în familie. Orice fel de abuz.
Dacă sunt bărbați care își abuzează soțiile, să se pocăiască. Și surorile nu zic amin că e bine, bărbații trebuie să zic amin. Și s-ar putea să fie și femei care își abuzează bărbații. Mai este, mai rar, dar mai este. Știți ce face diavolul? Diavolul găsește un caz în care bărbatul își abuzează femeia și diavolul vine și spune, vedeți, familia nu-i bună, familia trebuie desființată. Că familia e o celulă, e un focar de abuz și trebuie desființată. Va folosi diavolul orice caz negativ ca să desființeze familia. Și asta nu-i corect, pentru că familia lui Dumnezeu și cei mai mulți de aici au familii binecuvântate. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu bărbați fericiți și cu femei fericite, cu oameni împliniți care îl iubesc pe Dumnezeu, care slujesc lui Dumnezeu. Și fericirea nu vine din lumea asta, fericirea vine de la Scriptură, de la Iisus, cum s-a predicat pacea și împlinirea. Dar diavolul va folosi orice caz negativ, dar nu-i corect. Asta iar e o spălare pe creier. De ce să zicem, hai presupunem, este un bărbat care își abuzează nevasta, e păcat, e greșit, trebuie învățat, trebuie corectat. Ne ocupăm de cazul ăla, ne ocupăm de bărbatul acela care își abuzează nevasta și îl învățăm și ne rugăm pentru el și îi spunem că nu face bine ca să se îndrepte și zic amin la asta dacă este cineva. Dar nu spunem că familia nu-i bună. Familia nu-i bună, trebuie desființată. Pentru că dacă promovezi familia, promovezi abuzul. Fals! Fals! Dar la ora actuală, familia e călcată în picioare, așa cum e călcată în picioare și biserica. Diavolul vrea să desființeze biserica. A încercat în anii de COVID, a încercat diavolul să desființeze biserica. Să știți că în spatele acestui COVID a fost puterea întunericului și a diavolului care a atentat la viața Bisericii lui Hristos. Și unele biserici mai slabe le-au nenorocit. Acolo unde au fost oameni mai spoiți, mai vopsiți, mai necredincioși, mai de suprafață, a avut succes. Dar oamenii lui Dumnezeu rămân în picioare. Slăvit să fie Domnul că n-a reușit nici COVID-ul ca să distrugă biserica. Pentru că de-a lungul istoriei s-au ridicat forțe și puteri împotriva bisericii, dar biserica a rămas în picioare. Dar și acum, lupta nu încetează. Ori de câte ori va fi un caz negativ între credincioșii din biserică, blama va fi pe biserică, dar nu-i corect, nu-i fair. Dacă sunt oameni răi în țara asta, în America, sunt oameni răi, ați văzut ce fac în California? Cu 20, 30, 50, în haită, se duc și intră în magazine și fură tot. Și fug și n-are nimeni treaba lor. Vreau să vă întreb, așa-i toată America? Așa-i America, plină de hoți? Sau în America sunt oameni temători de Dumnezeu și oameni de treabă? Și oameni cinstiti și oameni corecți? Nu-i asta America, ăștia-s niște vagabonzi care defaimă America, care strică imaginea Americii. Dar în America sunt oameni temători de Dumnezeu și oameni cum se cade. În biserică la fel. Dacă în biserică se întâmplă un caz negativ, cineva păcătuiește, cineva cade, cineva are un accident, cineva aduce o rușine, de ce acuzația este pe biserică? Pentru că biserica nu învață pe nimeni să facă rău. Biserica promovează Sfântul Cuvânt și trăirea în sfințenie. Și tot ce este frumos și curat și măreț și sublim, asta învățăm pe oameni. Și dacă este un caz negativ undeva, de ce imediat diavolul vine și atacă biserica? Spune, oh, biserica, uite acolo la biserică, acolo la biserică. Oriunde, peste tot, între americani, între români, între chinezi, oriunde ar fi. Asta este metoda diavolului ca să se joace cu mintea omului. Nu-i biserica de vină că cineva a căzut în păcat, e diavolul de vină că cineva a căzut în păcat și biserica să are să ajute și să se roage și să ridice. Și dacă cineva
e prins de diavolul în legăturile celui rău, Dumnezeu să-l izbăvească, Dumnezeu să îl salveze. Și am să închei cu a treia piatră de temelie a societății, închei foarte scurt. Prima e Dumnezeu, a doua familia și biserica și a treia e țara. Aici nu trebuie să zăbovesc mult. E țara. Succesul unei țări se bazează pe patriotismul sau spiritul de dedicație a oamenilor și dorința lor și dragostea lor pentru țară. N-am crezut că o să vină vremea în care o să-și permită oameni să ardă steagul țării, steagul Americii. E ca și cum ai arde Biblia în biserică. E același lucru. Ai luat steagul care e simbolul și mândria și care reprezintă țara și l-ai ars. Ai luat Biblia care e Sfântul Cuvânt în biserică și l-arzi. E același lucru pentru o țară. Păi dacă cineva nu iubește America, e așa de fain și suntem așa de binecuvântați că în țara asta îți dă voie să pleci din ea. Nu-i fain lucrul ăsta. E libertate. Mă, nu-ți place aici. Dar nu arde steagul țării. Du-te din țară, du-te în Mexico. Că și Mexico te primește. Sau unde? În Burundi. În Africa. Sau în India, dacă te primește. America dă voie oricui ca să plece. De ce? De ce s-a ajuns aici? Pentru că se calcă în picioare valorile. Valorile care stau la temelia succesului. Oamenii îngenunchează înaintea imnului național, când se intonează imnul național. Tradiția de la început, când se intonează imnul național, oamenii stau în poziție de drept, se ridică de pe scaune și pun mâna dreaptă pe inimă. Asta e poziția de respect pentru țară, respect pentru țară. Acum, ca să-și bată oamenii joc de țară, chiar și unii care reprezintă țara să pun în genunchi. Să pun în genunchi când se cântă imnul, pentru ca să arate sfidare, să arate batjocură și să arate revoltă. Și lucrul acesta pare ok. Să calcă în picioare demnitatea țării. Să permite la oricine să intre în țară. Îți deschise granițele. În Sudul Americii avem aici o graniță deschisă. Cine vrea poate să vină, că e criminal, că e terorist, nu-i nicio problemă. Păi normal că distrugi țara. Să desfințează valorile care au făcut țara să aibă succes. Să desfințează. Și dacă se desfințează valorile, se desfințează și puterea țării. Frați și surori, când nu mai e temelie, mai e ceva stabil. Ce faci cu o casă care își pierde temelia? Să mișcă temelia. Nu mai e ce să faci cu ea. Că s-a crăpat un zid, numai că s-a așezat un pic, nu-i nicio problemă. Ne rugăm ca Dumnezeu să trezească biserica, să trezească poporul său, să trezească oamenii temători de Dumnezeu, oamenii de bine. Pe ăștia să-i trezească prima dată. Că de ceilalți sunt mai puține șanse, dar ne rugăm și pentru ei să trezească toată America. Pentru ca să se așeze din nou pietrele de temelie, acolo unde sunt. Domnul este adevăratul Dumnezeu. El merită să fie lăudat, să fie proslăvit, merită închinarea, trebuie să fie cinstit, onorat. Venim cu reverență înaintea Lui, primim cu dragoste cuvântul Lui, ne pocăim când ne cere pocăință, ne îndreptăm când ne cere îndreptare și lăudăm, că trebuie să îl lăudăm și să-l glorificăm. Cinstim și respectăm familia, că este instituția, prima instituție așezată și stabilită de Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile din adunare. Și yes, familiile în biserică, asta sunt familii tradiționale. Adică un bărbat și o femeie care împreună cu ajutorul lui Dumnezeu se bucură de copii dacă Dumnezeu le dă copii. Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile din adunare. Dumnezeu să binecuvinteze toți tații și toate mamele și toți copiii. Și de ce să nu includem acum bunicii și străbunicii, că ne simțim așa de bine. Domnul să-i binecuvinteze. Amin.